Bine v-am regăsit! În perioada 1867 și 1919, din orașul Reghin și din localitățile apropiate, 50 de tineri români au urmat studii universitare. Din cei 50 de studenți reghineni, 20 au urmat Facultatea de Drept și Științe Politice, 12 Medicina, 10 Facultatea de Litere și Filozofie, 4 Politehnica, 2 Silvicultura și 2 Teologia. Ca orașe universitare, majoritatea au preferat Clujul, mai aproape, mai accesibil, unde în 1872 s-a deschis Universitatea Francisc Iosif, la care au studiat 36 de viitori intelectuali români din Reghin și din satele apropiate. Alți 10 au studiat la Budapesta, 4 la Viena, 5 la Graz, câte 2 la Leipzig, München și Schmeitz și câte 1 la Sibiu, Oradea, Praga, Berlin și Göttingen. Cam atât pentru astăzi. Mai multe amănunte despre evenimentele acestei zile găsiți pe site-ul nostru jurnalderechin.ro. Sunt Diana Ilișiu, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!